Un suflet minunat, plin de dragoste și credință, s-a înălțat la cer, departe de noi, dar mai aproape de Dumnezeu, lăsând în urmă un imens pustiu în inimile noastre. Ziua de 30 iunie 2017 este ziua în care ne despărțim de Cel care ne-a fost părinte și îndrumător pe calea Domnului, Părintele Gheorghe Cornea. Fulgerător a trecut în veșnicie, lăsându-ne în lacrimi nemărginită durere, cu inimile zdrobite de plecarea sa atât de grabnică. A fost un om deosebit, blând, cu suflet mare, ales de Domnul să-l slujească. Vă facem cunoscut că prohodul părintelui Gheorghe Cornea va avea loc luni, ora 12, la Catedrala Sfânta Vinere din Zalău. Dumnezeu să-l odihnească în pace.